Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, a îmbrăcat astăzi haine de sărbătoare. Numeroși credincioși au venit la așezământul monahal de la Poalele Munților Făgăraș pentru a participa la resfințirea bisericii istorice a mănăstirii. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, împreună cu preasfințitul părinte Ilarion Făgărășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. Sfințește biserica aceasta cu hrama adormirea Maicii Domnului. Harul Preasfântului Duh, din stropire cu această apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Soborul slujitorilor a oficiat slujba sfințirii apei la fântâna din incinta mănăstirii, după care s-a mers în procesiune până la altarul de vară, aflat în apropierea așezământului monahal, unde s-a oficiat Sfânta Liturghie. Răspunsurile liturgice au fost date de corala Timotei Popovici a Catedralei Mitropolitane din Sibiu. Săptămâna luminată a fost încununată de praznicul izvorului tămăduirii aici la Mănăstirea Sâmbăta și printr-un eveniment istoric pe care l-a rânduit Dumnezeu la 70 de ani de la sfințirea bisericii vechi, biserica monument istoric a Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu, fiind sfințită de vrednicul de pomenire Mitropolitul Nicolae Bălan în 1946. Ea a fost refăcută, restaurată pictura cu lucrări speciale pentru scoaterea egrasiei și alte amenajări, dar și reînnoirea mesei altarului. Am resfințit-o, am rezidit altarul, am așezat lângă crisovul vechi un alt act nou prin care am consemnat binecuvântarea lui Dumnezeu revărsată asupra noastră și bucuria aceasta de a adăuga încă o părticică din moaștele sfinților martiri care să stea la temelia acestei sfinte mese, la acestei sfinte biserici a mănăstirii Brâncoveanu. În continuare au fost premiați elevii câștigători a etapei eparhiale a concursului național de creație Biserica și Școala din Sufletul meu. De asemenea, părinții protoieriei ai protopopiatelor Făgăraș 1 și Făgăraș 2 au oferit premii elevilor din țara Făgărașului care au participat la Olimpiada de Religie. În fiecare an venim la mănăstire, suntem de la Sibiu și totdeauna de izvorul tămăduirii și ținând cont că avem liber și așa, venim. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-am vrednicit să ajungem și astăzi, această zi de izvorul tămăduirii. Ne simțim foarte liniștiți, am primit un pic de pace, de liniște, acum ne îndreptăm spre case. Îmi place locul așa, în general. Am fost și la mănăstire înăuntru, am luat apă sfințită. Sărbătoarea hramului s-a încheiat cu slujba Sfântului Maslu.